E informația care face în conjurul planetei în această seară. În Congresul American au fost distribuite congresmenilor din comisiile de securitate informații referitoare la o amenințare gravă la adresa Securității Naționale a Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, Mike Turner. Intervine în această chestiune și consilierul pentru Securitate Națională, Jake Sullivan, care spune că mâine a convocat o ședință cu toți liderii grupurilor parlamentare din ambele camere ale Congresului în legătură cu această situație de securitate. CNN citează două surse familiarizate cu această chestiune și spune că situația la adresa, situația gravă, amenințarea gravă la adresa Securității Naționale are legătură cu Rusia. Ce informații avem? Ce putem să înțelegem din aceste știri? Ceva mai târziu un jurnal, înainte despre coaliția de la București, despre eșecul răsunător al discuțiilor în legătură cu comasarea alegerilor, planurile mai ample, așa cum și le doresc cei de la PSD, candidat comun la președinție, primarul capitalei, funcția de comisar european și faptul că mai e o zi și jumătate. Și trebuie luată o decizie, spune Nicolae Ciucă. Între timp, cele două partide se amenință. Spre exemplu, PNL amenință cu ieșirea de la guvernare, în vreme ce cei de la PSD spun că PNL-ul s-ar putea să ia un scor atât de mic la alegerile europarlamentare, dacă alegerile nu se comasează, încât s-ar putea ca cei de la PSD să nu mai aibă cu cine face majoritate. Atât de mic ar putea fi scorul celor de la PNL. Către ce se îndreaptă această poveste? Mulți spun că acum 95% șanse să nu mai existe niciun fel de alegeri comasate. Rămânem la calendarul obișnuit. În studioul Digi24, Florin Negruțiu este realizator în fața ta. Bună seara, Florin. Bună seara. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara, bună domnule seara. Ministru. Și Ioan Stanomir, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, domnule profesor. Primul comentariu va aparține. Când am auzit ultima oară că se rupe coaliția? La facerea guvernului Marcel Ciolacu, cred. Și anterior, încă de câteva ori. Sigur, România, din perspectiva provocărilor internaționale, este o țară fericită pentru că își permite să aibă aproape în fiecare seară un scandal politic. Toate chestiunile au fost rezolvate. Suntem siguri pe plan internațional, siguri pe plan intern, robuști economic, încât avem privilegiul de a asista în fiecare seară la aceste certuri. Lăsând ironie la o parte, problema acestei coaliții este că ea a apărut pe fundalul lipsei de potențial de coaliție în raport cu alte partide. După experiența PNL-USR, este dificil de imaginat că aceste două partide, de exemplu, vor încerca din nou un mariaj politic. Cât despre ambițiile PSD, sigur, ambițiile PSD sunt legate de alegerile prezidențiale, iar aceste alegeri prezidențiale ar fi chemate să consacre revenirea Partidului Social-Democrat la Palatul Cotroceni după o lungă perioadă de timp. Partidul Național Liberalist într-o situație destul de delicată pentru că liderul său, președintele Senatului, nu este într-atât de puternic încât să reprezinte un factor de creștere al scorului electoral al Partidului Național Liberal. Și aș mai spune un lucru. E interesant că la noi politicienii, care ar fi în mod natural cei mai încântați de întâlnirea cu electoratul, sunt și cei care se tem cel mai mult de întâlnirea cu electoratul, argumentând că ar fi cazul unei oboseli a alegerilor. Problema este, ați evocat Statele Unite acolo, cetățenii nu prea par obosiți de alegeri. Dimpotrivă, cred că sunt încântați de alegeri, pentru că au posibilitatea din 2 în 2 ani să aibă o conversație prin intermediul buletinului de vot cu cei care vorbesc în numele lor. La noi politicienii și-ar dori cât mai puține conversații, foarte mult monolog și tăcere din partea cetățenilor. Așa, tăcere să-și plătească taxele și impozitele în acord cu directivele trasate de ei și dacă se poate să comasăm toate alegerile într-o singură alegere și cetățenii să aibă vreo 20 de buletine și poate ar fi bine să fie direct ștampilate cu un partid unic,
ca toți cetățenii totuși să nu mai treacă prin chinurile facerii. E surprinzător când toată teoria democratică spune că alegerile frecvente fac o democrație și că totuși nu facem alegeri chiar în fiecare an. Facem la 4-5 ani alegeri, nu facem în fiecare an. În fine. Foarte interesant cum în nicio săptămână, vă spuneam, am trecut de la comasarea alegerilor la ruperea coaliției. Domnule ministru, credeți în varianta asta sau e doar o amenințare? Cred că este doar o amenințare. Așa, plecând de la premiza de bună credință, această coaliție există, chiar dacă ideologic, dar cine mai vorbește de așa ceva în ziua de azi, diferențele sunt enorme, chiar dacă în teritoriu confruntarea, competiția între PSD și peneliști este extraordinar de serioasă și cu un trecut foarte complicat, pentru interesul național, s-a spus. Da, are un anumit tip de logică. Și acum, față de anumite perspective electorale pe un partid sau altul, unde este interesul național? Solidaritatea într-o situație de criză. Solidaritatea când România se află în ochiul vulcanului. Solidaritate pentru că nu e așa, orice altă temă politică ar păli în fața unei astfel de așteptări publice. Și acum, gata? Pentru că nu există un soi de favorizare într-un sens sau altul din punct de vedere politic. Într-adevăr, la ce spuneați dumneavoastră, n-am știut, m-am uitat rapid, situația este extrem de serioasă, se cere declasificarea unor informații, Biden este somat în acest moment în administrația americană să spună despre ce este vorba. Și se pare că este o chestiune de securitate militară în care Federația Rusă face un pas în față. Deci, lăsând la o parte, noi suntem aici la frontieră, noi suntem în ochiul vulcanului. Nu știu ce alte interese sau alte teme de partid i-ar favoriza pe o alianță de conjunctură care de fapt să ascundă o separare de context fundat. Florin Negruțiu. Declarația zilei vine de la Vasile Blaga. Ori se rupe hamul, ori moare calul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Vasile Blaga se plictisește la Bruxelles, mai vine la București, le mai spune câte o poantă, câte o cimilitură, după care se întoarce, bine mersi, la salariu de europarlamentar și lasă să fiarbă la foc mic aici la București. Problema Partidului Național Liberal este că, pe de o parte, nu are leadership, nu are purtător de mesaj credibil și, în al doilea rând, Partidul Național Liberal nu mai este liberal. Eu nu cred că există diferențe fundamentale ideologice între PSD și PNL. Ba, dimpotrivă, eu văd că cele două partide se confundă în ultimele acțiuni politice. Din PNL a mai rămas doar PSD, după ce ultimele pâlpâiri de liberalism au murit anul trecut, când PNL, într-adevăr, putea să iasă de la guvernare. Deci, anul trecut, cred că a fost ultimul tren pentru Partidul Național Liberal în momentul în care Marcel Ciolacu a dorit creșterea taxelor și impozitelor. Acela ar fi fost un moment în care Partidul Național Liberal putea să-și amintească că este liberal, să nu atace propriul electorat și să spună noi nu renunțăm la principiile noastre, la valorile noastre, nu atacăm mediul privat, nu atacăm clasa de mijloc, nu atacăm firmele, nu putem fi de acord cu această măsură care va slăbi economia și va duce la creșterea inflației, lucru care se vede în ianuarie 2024. Inflația a crescut la 7,4%, ceea ce spunea absolut toată lumea din pricina faptului că ei au crescut taxele și impozitele anul trecut. Eu cred, deci, că PNL-ul și-a pierdut șansa de a ieși de la guvernare. Dacă o face acum, ce rezolvă, Cosmin? Ce mesaj dau? Că au ieșit pentru că nu s-au înțeles la candidat unic sau la comasarea alegerilor, adică rotirea scaunelor în jurul aceleiași mese. Îi va urma cineva? Îi va crede cineva? Vor aduce mai mulți liberali la vot care să voteze Partidul Național Liberal? Dimpotrivă, oamenii vor spune, aha, deci nu v-ați înțeles acolo la împărțirea resurselor și acum faceți încă un truc electoral ca să vezi, doamne, aveți mai multe șanse ca partid de opoziție. În aceste zile, Cosmin, PNL-ul nu are o problemă de direcția partidului. Liderii liberali sunt mult mai preocupați de soluții individuale, adică fiecare unde se va plasa în marea guvernare a PSD care se prefigurează în 2025.
așa încât probabil vom mai avea discuția asta privitoare la ieșirea PNL-ului de la guvernare și ne vom întreba iarăși de pe margine dacă nu este prea târziu, odată cu alegerile europarlamentare, care vor arăta de fapt cât de mult a căzut PNL-ul în raport cu propriul său electorat. Adică tu crezi în această evaluare, în această declarație făcută de Ionuț Puchianu, unul dintre vicepreședinții PSD, va avea PNL-ul un scor atât de mic încât nu vom mai avea cu cine face majoritate? PSD-ul nu are niciun interes în momentul ăsta ca PNL-ul să iasă de la guvernare. Ei sunt foarte confortabil să împartă povara guvernării cu Partidul Național Liberal, pentru că PSD-ul nu pierde. Mai mult pierde PNL-ul din această relație, pentru că măsurile pe care le ia acest guvern lovesc în primul rând în electoratul Partidului Național Liberal. Și într-adevăr, evaluarea cred că este corectă. Luând măsuri împotriva electoratului de dreapta, împotriva electoratului activ, împotriva electoratului liberal, pierde Partidul Național zis liberal, nu Partidul Social-Democrat. Imediat vorbim despre faptul că economia României este la un pas de recesiune, vorbim despre prețuri, vorbim despre manevra marilor comercianți, cum au făcut ei să țină jos prețurile produselor alimentare, mai ales cele care sunt în schema guvernului de plafonare a adaosului, au ridicat alte prețuri și asta se vede în datele care ne-au venit astăzi de la Institutul Național de Statistică. Dar facem o scurtă paranteză în legătură cu situația din Statele Unite, pentru că am o informație în plus și sunt foarte curios cum veți comenta. Le reamintesc telespectatorilor, astăzi președintele Comisiei de Informații din Camera Reprezentanților din Statele Unite, din Congresul American, a spus că există informații pe care le-a distribuit colegilor lui congresmeni. Există informații că Statele Unite se află într-o situație foarte periculoasă, într-o situație serioasă de securitate. CNN află că această situație are legătură cu Rusia. Consilierul președintelui pentru Securitate Națională a convocat mâine o întâlnire cu toți liderii grupurilor parlamentare și ultima informație pe care am primit-o acum este că amenințarea la Securitatea Națională este legată de spațiu. Domnule ministru, mi-a rămas în cap că ați spus adineauri că Rusia a făcut un pas. Rusia a făcut ceva, un pas către Statele Unite, de aici îngrijorarea asta. Ce înțelegeți din tot ce am obținut până acum? A trecut prin Senat ajutorul de 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina și Israel, mă rog, într-un pachet ceva mai mare. Sigur, au dezbătut o noapte întreagă acest subiect. Urmează a intra în Camera Reprezentanților. Pentru Federația Rusă, ca și semnal, este unul extrem de preocupant. Sperau, din foarte multe perspective, cei de la Moscova că acest lucru nu se va întâmpla și că republicanii vor bloca o astfel de dezvoltare. Este o decizie bipartizană în Senat. În Camera Reprezentanților deocamdată nu a fost pusă pe ordinea de zi, dar situația pare să că se confirmă. Mai mult decât atât, europenii sigur că așteaptă semnalul de la Washington. Și în acest moment, pe acea tip de teorie pe care mi-am permis să o mai menționez la dumneavoastră în emisiune, și anume a escalada pentru a dezescalada, Federația Rusă încearcă să escaladeze într-o zonă, nu am toate datele, dar în orice caz este o amenințare cu trimitere directă către Statele Unite. Deci nu e o chestiune indirectă prin Ucraina sau prin Orientul Mijlociu. Președintele Comitetului pentru Informații, pentru Servicii Secrete, Turner, despre care am vorbit mai devreme, i-a cerut președintelui Statelor Unite să declasifice toate informațiile care au legătură cu această amenințare. Jack Sullivan mâine se întâlnește, el este consilier de securitate națională al președintelui Biden și fost diplomat de carieră. Și de aceea argumentația sa are un anume tip de sustenabilitate și în fața congresmenilor se întâlnește tocmai pentru a spune ce poate spune și ce în egală măsură a lăsa în
agrementul celor din Congres, informațiile publice ce vor fi. Și încă o declarație interesantă făcută de același congresman. Deci îi cere președintelui Biden să declasifice aceste informații referitoare la amenințare, amenințarea care a fost arătată astăzi colegilor congresmen și care va fi discutată mâine cu Jake Sullivan. Și această declasificare, desecretizare, să facă posibilă o discuție pe care să o avem în mod deschis cu aliații noștri. Repet, ca și domnul ministru, sunt mai degrabă prudent în momentul în care nu avem toate datele. Pentru că vă gândiți automat la problema politică, da? La blocajul ăsta? Da, eu mă gândesc la mai mulți factori. Statele Unite sunt, inutil să o spun, în pragul unei campanii electorale, care privește nu doar președinția, ci și controlul asupra celor două camere. Pe de o parte, pe de altă parte, tensiunile din interiorul sistemului politic american sunt însemnate. Recent, președintele Biden a fost victima unui tir de acuzații privind incapacitatea sa de a-și mai îndeplini mandatul. Chiar în Congres. Da. Și un procuror independent a făcut un raport care a pus în chestiune capacitatea președintelui de a-și exercita mandatul. Încât momentul este un moment care întotdeauna va fi citit politic. Pentru că, așa cum spunea domnul ministru, în momentul în care se va discuta pachetul de ajutorare pentru Ucraina, va fi important ca și cei care sunt sceptici, liniuță, izolaționiști, să fie convinși că un asemenea pachet este, de fapt, important pentru securitatea Statelor Unite. De fapt, ceea ce telespectatorii din asta trebuie să înțeleagă este că Statele Unite întotdeauna există un dialog între cei care doresc să angajeze și mai mult Statele Unite în politica internațională și cei care se retrag în spatele izolaționismului. Țin minte că l-a dat președintele Nixon, care e un președinte de secol 20 și care îi se pare nou îndepărtat, președintele Nixon acuzant un discurs public izolaționismul și acest lucru se petrecea la granița dintre 1960 și 1970. Să nu uităm că președintele Truman a fost obligat să facă un compromis bipartizan pentru a angaja Statele Unite în toată construcția care a culminat cu crearea NATO și care a implicat și războiul din Coreea. Pentru că Statele Unite sunt o democrație, cetățenii Statelor Unite fiind diversi, ei percep diverse realitatea și rolul europenilor în particular și al este europenilor este să fie cei care pot pune în discuție acele teme de natură, de exemplu, să pună sordină izolaționismului. Cred că acesta este principalul rol al celor care vin din Europa de Est, de a sublinia pericolele la care Statele Unite se expun alegând izolaționismul. Dar încheiind, situația este foarte delicată, pentru că președintele Biden este într-o poziție nesigură din perspectiva sprijinului public, nesigură din perspectiva propriei sale campanii de realegere, iar pe front, absența unui sprijin semnificativ dat Ucrainei poate să însemne un impuls dat Rusiei și Rusia nu are nevoie de foarte multe impulsuri pentru a-și continua nu neapărat agresiunea împotriva altor state, dar pentru a duce mai departe acest conflict care iarăși, trebuie spus, are aproape 2 ani, este un conflict european, este un ulcer și ca orice ulcer, el are darul de a drena energia organismului în cadrul căruia trăiește. Declarație Mike Turner, îi cer președintelui Biden să declasifice toate informațiile care au legătură cu această amenințare, în așa fel încât Congresul, administrația și toți aliații noștri să poată discuta în mod deschis între ei toate acțiunile necesare pentru a răspunde acestei amenințări. Acum, foarte interesant, Florin Negruțiu, Politico, citează 3 surse care au legătură cu sistemul de securitate din Statele Unite. Prima spune că situația este tulburătoare. A doua spune, nu e o chestiune imediată, este una pe termen lung. A treia sursă confirmă că este un subiect serios, dar nu este o criză iminentă, ceva care
să aibă nevoie de un răspuns acum pe loc. Te rog, ce înțelegi din toate astea? Nu mă îndoiesc că Putin încearcă să facă acțiuni destabilizatoare la adresa Statelor Unite. Nu cred că spun ceva nou. Nu știm, n-avem date în momentul ăsta să spunem ce fel de acțiune destabilizatoare a mai încercat să facă Putin în Statele Unite ale Americii. Că este vorba de alegeri, că este vorba de alte lucruri, ne vom lămuri probabil în zilele următoare. Însă orice acțiune ar face Putin, oricât de destabilizatoare ar fi acțiunea lui Putin, nu cred că se va compara vreodată cu torpila anti-americană pe care a lansat-o Donald Trump zilele trecute. Eu o acțiune mai destabilizatoare la adresa Americii nu am văzut. Din partea cui vine declarația respectivă? Din partea unui fost președinte al Statelor Unite și probabil sau posibil viitor președinte al Statelor Unite. Donald Trump spune așa, textual, nu doar că îl va împiedica pe Putin să atace o țară NATO care nu-și plătește contribuția, nu? Dar îl încurajează să o facă. Cum poți să spui așa ceva? Adică o astfel de declarație ar trebui să producă o undă de șoc în întreaga America. Din păcate, nu avem de-a face, după opinia mea, doar cu o fanfaronadă din partea lui Donald Trump. Eu sunt ferm convins că acolo există o bună parte din populație care gândește în felul ăsta. Care gândește că izolaționismul este o soluție. Pentru că oamenii gândesc foarte mercantil și strict legat de bugetul lor personal. De ce să dau eu bani pentru o țară care este la naiba în praznic, nu? Ca Ucraina. De ce banii mei să se ducă acolo? Nu e normal ca țările europene să plătească această taxă de protecție? Nu? Că de fapt asta este pentru Trump cotizația de 2%, da? Bugetul de 2% din PIB alocat apărării. O taxă de protecție pe care Statele Unite o ia ca să asigure apărarea țărilor europene. Reporterul de intelligence de la Politico spune că sursele lui i-au dat informația că amenințarea care intră acum în atenția Comitetului Național de Securitate, National Security Council, are legătură cu Rusia și spațiul. E prea curând să mai obținem acum informații, așteptăm și pe măsură ce ele vor veni, ne întoarcem la acest subiect, o amenințare din partea Rusiei la adresa Securității Statelor Unite, care va fi discutată mâine de Jake Sullivan, este consilierul pentru Securitate Națională, cu toți liderii grupurilor parlamentare din Congres. Acum, economia României la un pas de recesiune. În trimestrul 4, la sfârșitul anului trecut, în ultimele 3 luni de anul trecut, România, economia noastră a scăzut cu 0,4%. Asta în condițiile în care a avut un parcurs oricum așa de roller coaster, pentru că în primul trimestru anul trecut a scăzut, după aia a crescut un pic mai mult și a scăzut din nou către sfârșitul anului. Toată lumea, toți economiștii vorbesc despre o încetinire și așteaptă vești proaste pentru începutul acestui an, pe care noi oricum le-am primit pentru că a crescut inflația. Din nou crește inflația. Iar cifrele pe care le-am primit astăzi de la Institutul Național de Statistică sunt foarte interesante, pentru că se potrivesc cu o declarație pe care a făcut-o șeful Consiliului Concurenței. Și anume că comercianții, ca să plafoneze adaosul pentru produsele alimentare, au majorat prețurile altor produse. Și vă dau câteva exemple de la INS. Spre exemplu, în ianuarie, carnea s-a scumpit cu 9%, peștele cu 13%, brânzeturile cu 7%, dar detergenții cu 22%. Produsele de igienă, cosmetice cu 15%, serviciile cu 10%, conservele cu 13%. Ăsta este contextul în care noi vorbim, domnule profesor Stanomir, despre comasare, despre candidat comun la președinție, despre un pachet, o înțelegere între cele două partide din coaliție, din care să facă parte și funcția de comisar european și primarul general al capitalei. Cum e? Problema inflației este o problemă de încredere și o problemă de viitor.
inflația sapă la temelia încrederii cetățenilor în propria lor economie și le răpește cetățenilor posibilitatea de a avea un viitor credibil. De aici este și foarte greu să comentez, pentru că gradul de irresponsabilitate de la noi desfide imaginația. Era limpede că măsurile economice luate în perioada noiembrie-decembrie vor avea aceste consecințe. Și este de asemenea limpede că ne întoarcem la o situație din care am ieșit cu dificultate, aceea unui puseu inflaționist prin care noi am mai trecut. Este limpede că reîntoarcerea de după Crăciun a însemnat pentru foarte mulți o revelație, pentru că pe galantare erau prețurile schimbate. De asemenea, este limpede că demagogia are picioare scurte și că menținerea artificială a prețului la anumite produse obligă pe cei care doresc să aibă profit să-i penalizeze pe cei care doresc să trăiască, de exemplu, folosind detergentul, spălându-se pe dinți, folosind deodorantul, mâncând carne. Doamne ferește să mănânci carne. Poate că se dorește ca națiunea română să fie o națiune vegetariană, deși, după toate aparențele, produsele vegane sunt încă și mai scumpe. Soluția este să mergi pe colț unde mai există un fir de iarbă și să-l paști. Dar evident că pentru politicienii noștri toate aceste chestiuni nu prea au relevanță, pentru că ei vând gogoși sub forma acestor măriri salariale. Măririle salariale sunt atât de importante încât ele se fac nevăzute în prima zi de după venirea salariului. Asta este, de fapt, scamatoria pe care o oferă Partidul Social Democrat, fiindcă Partidul Social Democrat este inginerul, creierul, arhitectul acestei degringolade economice. Pentru că în momentul în care tu pui o povară fiscală, în momentul în care pretinzi că îi aperi pe cetățeni, economia se va răzbuna și se răzbună constituit inclusiv carteluri. Pentru că tot Consiliul Concurenței observa cum se înțeleg retailerii pentru a menține prețul anumitor produse, de tipul televizoarelor. Veți spune că nu e un exemplu relevant. Eu cred că este. Dacă pentru vorbim că... și despre telefoanele mobile, exact, devine adică foarte relevant. Este relevant pentru că e vorba de o practică anticoncurențială. E o practică anticoncurențială într-o piață care e după 30 de ani de economie liberă. Și te uiți în jur și îți dai seama că e o mare diferență între ceea ce noi vindem a fi imaginea acestei țări și realitatea ei. E o mare, mare. Și încă o informație. În 2023, România a acumulat datorie externă suplimentară de 25 de miliarde de euro. Asta înseamnă că în fiecare lună, fiecare român trebuie să scoată în plus, pentru acoperirea acestei datorii, 115 euro. Că e vorba despre copii, despre bătrâni, despre oameni care muncesc. 115 euro pentru fiecare cetățean, doar datoria externă suplimentară acumulată în 2023. Domnule ministru. Mi-a trimis cineva la un moment dat, era Merkel la putere. Programul de guvernare CDU-CSU de partea dreaptă și SPD-ului de partea stângă. Avea 121 de pagini, deci la ei când stânga și dreapta s-au așezat la guvernare, după o competiție electorală, fiecare pe compropriu, au făcut un program și au negociat și au dialogat și au stabilit o formă de guvernare a Germaniei, pe care și-o asumau împreună, care acopera 121 de pagini. Deci, din acest punct de vedere, sunt absolut de acord cu domnul profesor. Până la urmă, înăuntru acestei coaliții, o concurență de populisme. Păi nu e așa că noi vrem să creștem pensiile și salariile, hai să vedem cum vă opuneți voi. Pentru că, până la urmă, anul viitor urmează să avem alegeri. Ok. Cine este ministrul care ar trebui să îndorseze o astfel de creștere? Ministerul Finanțelor. E la voi sau e la noi? Uh-huh. Și atunci cum facem? Îl retrageți pe al vostru sau stăm pachet și poate reușim să stabilizăm ceva? Sau poate, deocamdată, hai să trecem alegerile, facem un scor bun și până cine vrea să intre la guvernare în 2025 și să aducă Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană, care să impună măsuri de tipul celor care deocamdată sunt doar recomandări, să fie sănătos. Aici suntem.
degeaba discutăm de aspecte teoretice. Iertați-mă, până la urmă, dacă vrei, de exemplu, să modifici taxarea, să treci la taxare proporțională, păi asta înseamnă să modifici codul fiscal. Astăzi, cineva trece prin Parlament o modificare a codului fiscal prin care reconfigurează paradigma taxării de la taxă unică la cea proporțională pe venituri, își asumă cineva. Nu economic. Economic nu mai există. Degeaba încercăm să asociem cele două concepte. Politic, așa ceva? Nu, în niciun fel. Și atunci hai să împingem înainte, să vedem cum merge. De aici este problema. Cum reușești să faci o economie sustenabilă în momentul în care n-ai colectarea corespunzătoare? Prin taxare, prin inflație și prin împrumuturi externe. Punct. Nu există altă variantă. Apropo de trenduri, care este tendința economiei românești? În trimestrul 2, anul trecut, economia a crescut cu 1,3%. În trimestrul 3, a crescut cu 0,8%. În trimestrul 4, vă spuneam, a scăzut cu 0,4%. Dacă se păstrează tendința, ce credeți că se va întâmpla în primul trimestru din 2024? Și odată cu această temere a noastră a tuturor, deci dacă va fi cu minus primul trimestru din 2024, înseamnă că am intrat în recesiune. Pauză, scurtă pauză. Și când ne întoarcem, vorbim despre o variantă, varianta Dan Puric, care este vehiculată și nu prea de cei de la AUR, dar oricum în spațiul public există, pe mâna actorului. Astăzi liderul AUR spune că încă nu este vorba despre o candidatură oficială, dar că îl va măsura pe Dan Puric. Punem toate informațiile cap la cap imediat. Rămâneți cu noi. Dan Puric, candidat la președinție din partea AUR. Varianta este respinsă și nu prea de președintele partidului, de George Simion. Astăzi a explicat într-o conferință de presă că e o variantă Dan Puric, dar trebuie să treacă printr-un filtru, printr-un sondaj. Iată declarația lui George Simion. Există toate variantele pe masă. Nu m-am gândit încă dacă voi fi și eu printre aceia. Fiecare om care dorește să devină președintele României, obținând desemnarea din partea AUR, va colinda în perioada 16 februarie, 16 iunie, fiecare filială, fiecare organizație locală și va cere sprijin. Poate să fie din interiorul partidului sau poate să fie din exterior. Florin Negruțiu, cum e? Păi e. E o schimbare. Cu Dan Puric se schimbă situația. Pentru că, spre deosebire de George Simion, care este un tip rudimentar, din topor, Dan Puric are carismă și este histrion până la Dumnezeu. Eu încerc să mă gândesc cum ar arăta o dezbatere electorală între Dan Puric și Nicolae Ciucă, cu suita lui de Euri. Îl mănâncă cu fulgi cu tot. Dan Puric, spre deosebire chiar de George Simion, are o suita lui de adoratori, de persoane de asta între două vârste, nostalgici ceaușiști, majoritatea dintre ei, extremiști de dreapta, antivacciniști. Dan Puric însuși, la 17 ani, a semnat un angajament cu securitatea, care i-a spus că este un gest patriotic. Prin urmare, Puric știe de unde vine, știe cui se adresează, știe cine este publicul, cunoaște foarte bine publicul, are să-l face să-l pline. Este putinist învederat. Putinist sau filorus? Este putinist învederat, putinist, pentru că în repetate rânduri a vorbit elogios de Vladimir Putin. Deci AUR cu Dan Puric cred că duce campania electorală la un alt nivel și are capacitatea să extindă baza susținătorilor și alegătorilor AUR. I-a scăpat? E o manevră, Florin Negruțiu, felul în care am aflat de această posibilă candidatură, e o manevră sau pur și simplu Dan Puric a luat-o pe repede înainte și l-a prins pe George Simion nepregătit?
Nu-mi dau seama ce a fost acolo. Poate s-au înțeles, poate este o manevră AUR pentru a face acest anunț, pentru a-l lansa pe Dan Puric. Cert este că au captat interesul tuturor, faptul că au anunțat această posibilă candidatură, se vorbește despre ea. Deci, cred că este un competitor serios în momentul ăsta. Nu în sensul că este un competitor devotat, dar este un tip de luat în serios în campania electorală. Domnule ministru. Tot încerc să-mi aleg retorica, la scutam pe domnul Negruțiu. Eu vreau să spun un lucru, uite, mă uit în cameră și spun, președintele României este o meserie. Lăsați emoțiile deoparte, mă adresez, evident, nu dumneavoastră, mă adresez celor care se uită la noi. Lăsați emoțiile deoparte, lăsați alte atașamente punctuale, pentru că lumea se resetează, Europa se resetează, președintele României e titularul Poliției Externe și trebuie să se priceapă, pentru că vorba lui Brăjinski, el bătrân, nu al lui Fisu, care se ține de lobby-uri, cel care a fost consilierul secretar național, el ne-a spus la câțiva tineri, înainte să intrăm în NATO, oameni buni, dacă nu sunteți în, știu că am mai spus, dacă nu sunteți la masa negocierii, sunteți în meniu. Președintele României, la tot ce o să se întâmple lumea asta, va trebui să fie la masa negocierii. Să pricepe, câștigăm, nu să pricepe, dăm de pământ. Iertați-mi pasiunea, dar până la urmă, hai să clarificăm niște lucruri, indiferent cine, care, partid, nu știu, contează prea puțin. Ori din acest punct de vedere, când vine luni la Cotroceni, după ce sare în sus de bucurie că vineri seară că a fost președintele României, când vine luni la Cotroceni, vede cu tot o altă lume. E altceva în acea instituție, în numele României. Și e singur. N-are adjunct, nu are cui să dea responsabilitățile, nu are pe cine să întrebe, pentru că și-a dus consilierii ăia din campanie, care, sigur, săracii, sunt mai poate mai nepregătiți ca el. În acest moment, din ce văd în piața publică, nu mă refer la nume, din ce văd în piața publică, cu greu identific unul sau doi care știu articulațiile dinăuntrul administrației prezidențiale. Sunt peste 250 de oameni care servesc un singur om, președintele României, care nu are cu cine să-și compare atitudinile decât cu el însuși. Dar știți mai bine decât noi cum votează oamenii. Dumneavoastră faceți un apel să nu aibă emoții. E imposibil. Ei sunt, ne jucăm soarta, domnul Pelicianu. Ne jucăm soarta. Eu știu cum, ce se întâmplă în exterior. Iertați-mă, dar îl menționez că e chiar prietenul meu. Alexander Stubb, care acum, președintele Finlandei, acest om a trecut prin instituții internaționale, inclusiv bancare, fiind respectat peste tot în lume. Și așa este acum președintele Finlandei. Ce a spus prima oară când a ajuns acolo? Sunt mai susținător al NATO decât orice finlandez. Într-o țară care a fost neutră gândit. Și au intrat. Și au intrat. Exact. Domnule profesor. Da, ca și domnul ministru, aș insista să reamintesc totuși telespectatorilor noștri că președintele României răspunde de politica externă, de siguranța națională și de apărare. El prezidează CSAT și poate da dispoziții cu caracter obligatoriu celor care sunt în servicii, în armată și în guvern. Și în guvern, da. Deci este o chestiune foarte importantă. Declararea stării de asediu, a stării de urgență, intrarea în război, toate aceste gesturi depinde de președinte. Ca tare, președintele României poate să fie mediocru, poate să fie insipid, poate să fie incolor. Dar atunci când președintele României este exaltat, fanatic sau trădător, apar alte probleme. Iar Dan Puric este exaltat, este fanatic, este histrionic, este demagogic, este exact o copie la un alt nivel intelectual a Dianei Șoșoacă. Și eu personal cred că de aceea cei de la UR se gândesc. Doamna Diana Șoșoacă este gradul zero al vulgarității. Domnul Dan Puric vine dintr-o cu totul altă zonă. El este într-un fel moștenitorul filozofiei peremiste asupra lumii și vieții. E destul de aproape ca orizont cultural de răposatul Vadim Tudor. El nu este un populist crescut pe TikTok. Să nu uităm că Dan Puric este înainte de toate un actor respectabil. Și o personalitate care și-a trădat vocația
îmbinând propriul său talent actoricesc cu promovarea unor teze care sunt mai aproape de legionarismul clasic. Adică Dan Puric este el este aproape de ceea ce am putea numi o gândire etnocratică, o gândire ortodoxistă, cum vreți să-i spuneți. Și din acest punct de vedere, da, cred și eu ca domnul ministru că în momentul în care pui în fruntea țării, literalmente vorbim, pe cineva care nu doar că nu este pregătit, dar are despre sine impresia că poate rezolva problemele, trecând peste mecanisme constituționale, rețeta dezastrului este completă. Și aici, domnule ministru, aș completa, nu Dan Puric este problema, ci cei care se vor așeza la masă cu Dan Puric într-o dezbatere publică și vor avea curajul să-i atragă atenția că nu recomandă nimic pentru a fi președinte, că epoca interbelică ne-a învățat suficient, că acești politicieni carismatici sunt cei care fac niște dâre de sânge în istoria popoarelor lor și că este foarte bine să nu dorim carismă, dar să dorim o carismă suprapusă pe competență. Asta este, de fapt, diferența dintre carisma totalitară și carisma democratică. Asta este ceea ce noi așteptăm de la... Dar iertați-mă, când noi încă asistăm la această ceartă pe candidatul unic, și oricine ar fi acest candidat unic, deschizi o cutie a Pandorei, pentru că s-ar putea în condițiile unui vot emoțional negativ, oamenii să spună până la un punct, dar noi nu vrem candidatul, noi nu vrem candidatul vostru, noi îl putem alege pe oricare. În momentul în care vom avea un program pentru toate alegerile, pentru tot anul electoral, în momentul acela este posibil să avem și comasare. N-aș duce discuțiile în zona de negocieri politice. Eu îmi doresc ca și prim-ministru să dau tot ce înseamnă modificare legislativă pentru tot anul electoral. Nu pe bucăți. Nu facem acum o comasare, formă, ne mai gândim cum facem abordarea alegerilor. Trebuie dat dacă se modifică calendarul. În acest moment, domnule președinte, aveți pe masă din partea colegilor de la PNL un calendar sau în Partidul Social Democrat există un calendar care ar putea să fie pus în aplicare imediat? Pentru că românii cumva ar trebui să știe, să afle când vor ieși la vot și pe românii, puncte. Românii și Guvernul României și AEP-ul au un calendar. Care este acesta? Cel există. Care este acesta? Care este pe 9 iunie, pe 29 septembrie localele, ultima duminică din noiembrie, turul 1, ultima sâmbătă din noiembrie, pe data de 30, pentru că nu se poate pe 1 decembrie, alegeri generale, și prima duminică din decembrie, pe 8 decembrie, turul 2. Așa este în acest categoric. Așa este legea în acest moment și așa este calendarul conform legii. Este posibil, știți că atunci oricum este 1 decembrie, se face punte și nu putem pune alegeri în ziua națională. Ar putea să aducă la o prezență mai mică la vot, tocmai pentru că este mini-vacanța de 1 decembrie? Nu. Nu. Eu cred că românii doresc să... Am intrat într-un joc și de românii nu mai înțeleg nimic. Din cauza că tot vorbim de comasări, nu luăm decizii în timp real. Nu le-am explicat în fapt, domne, care sunt plusurile și minusurile. Și atunci avem toate aceste discuții interminabile. Eu, dacă aș fi alegător, chiar m-ar deranja. În acest moment avem un calendar. Eu nu voi schimba calendarul electoral decât pentru întreg anul. Eu nu voi iniția, și am spus lucrul ăsta. De ce n-ar putea face de la Partidul Național Liberal, eu... dumneavoastră, cu acest calendar care este conform legii de care spuneți dumneavoastră? Este posibil să fie de acord. S-au vorbit scenarii de comasare, nu s-a stabilit întreg calendarul, atunci rămânem pe legislație. Ca să ne încadrăm în lege, în vreo săptămână, 10 zile. Domnule premier, 165.000 de oameni cu ajutor social.
material nu au putut fi tratate astăzi în spitale, nu mai apar ca fiind asigurați în sistem. S-a schimbat denumirea și practic nu mai există acea bifă la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ei practic nu mai pot să fie tratați. Când, presupun că totuși nu toți 165.000 au fost cu toții la spitale. Adică, ca să nu dăm o știre că 165.000 de români s-au dus la spital și nu au putut fi tratați. Am înțeles că a fost o problemă în interiorul casei și o remediază cât pot de repede. Ce mă bucur că actualul vicepreședinte, pe atunci era președinte interimar la casă, a reușit să nu pierdem o sumă importantă de bani din banii europeni pe digitalizare. Știu și este una dintre prioritățile mele personale și am avut o discuție foarte aplicată și cu vicepreședinții și cu doamna președinte și cu toți cei implicați în digitalizare. Haideți să fim corecți. Este aceeași situație ca la ANAF. De 32 de ani nu vrem să facem digitalizare nici la Casa de Sănătate și nici la ANAF. De ce? Știm cu toți. Eu v-am promis că după 32 de ani o să pornesc digitalizarea ANAF-ului. Lucru pe care l-am început și o să vedeți că până în aprilie, până la finele primului trimestru fiscal, o să fie mult mai bine decât până acum. Iar la Casa de Sănătate mă voi ține săptămânal, la fel cum am făcut și cu ANAF, până se va înțelege foarte clar că de această dată România are nevoie de... Am pornit și la Ministerul Muncii, unde iarăși avem 924.000, în câte țin eu minte, de persoane cu dizabilități. La fel, cu persoanele din azile. Nimeni nu are niciun sistem integrat. S-a pornit și acolo cu doamna ministru, chiar cu companii românești, unele chiar voluntare, cum am găsit și artiști aici la Roma. Au fost voci în PNL care au spus că ar fi mai bine pentru PNL ar fi să rupă coaliția. Cum vedeți? Eu cred că cel puțin eu și colegii mei din Partidul Social Democrat am arătat că avem prioritatea noastră în România. Cel mai bine pentru mine și colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare și să nu facem această coaliție. În acest moment, cred că ori am fi avut alegeri anticipate, fiindcă eram în pragul unei crize sociale, și vă amintiți lucrul ăsta foarte bine, ori Partidul Social Democrat ar fi avut cu 5 în față la alegeri. Dar am hotărât într-un moment dificil că este bine să ne implicăm și să nu lăsăm România să ducă într-o direcție total greșită. Nu este exclus acest lucru. Dacă este o decizie politică a partenerilor de coaliție să se retragă de la guvernare, în acel moment, domnul președinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-ministru. Eu am intrat în acest proiect după o discuție inclusiv cu președintele României, că vom duce această coaliție și această guvernare cel puțin până în anul 2024. Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de 3 ani și jumătate, având un scor electoral de 20%, și mi se pare normal să avem în continuare prim-ministri sau anumite decizii, cred că este o abordare greșită. Dar din discuțiile mele, și sper să nu-l deranjeze pe domnul președinte Nicolae Ciucă, din discuțiile mele cu președintele Nicolae Ciucă, este exclus un astfel de scenariu. Domnule premier, acest blocaj vine pentru că PNL nu are un calendar clar al comandării. Nu, nu am spus de PNL. Eu nu am spus de PNL. Eu vă răspund că în acest moment, eu ca și prim-ministru, nu ca și copreședinte al coaliției, nu am văzut un calendar coerent pentru toate alegerile din acest an. Când va exista acest calendar, atunci vom sta de vorbă și vom face anumite modificări. Eu mulțumesc. Cu la Roma, în capitala Italiei, vorbește despre negocierile cu cei de la Partidul Național Liberal. Mesajele sunt cele cunoscute. Poate ceva mai clar de data asta, Marcel Ciolacu revine la
precizările referitoare la posibila retragere a celor de la Partidul Național Liberal. Dacă liberalii ies de la guvernare, ies din coaliție, atunci Marcel Ciolacu își depune mandatul, îl depune președintelui Klaus Iohannis. E interesant că spune, dacă ne supărăm, din discuțiile pe care le am acum cu Nicolae Ciucă, spune Marcel Ciolacu, această variantă este exclusă, Florin Negruțiu. Da. Domnul premier ne spune că domnia sa, ca prim-ministru, ca și prim-ministru, n-a văzut, domnule, un calendar coerent al alegerilor. Poate l-am văzut noi, nu? Poate noi ar trebui să facem calendarul alegerilor, să-i arătăm și domnului Ciolacu, noi, ca și cetățeni, să-i arătăm premierului Ciolacu calendarul alegerilor. Eu nu înțeleg acum, domnul Ciolacu ce dorește? Că din declarația asta pare că vrea să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimic. Vrea tot calendarul. Vrea tot calendarul, dar vrea în același timp și o schimbare a întregului calendar. Omul ăsta, ca și premier, nu? Are o direcție? Are o viziune? Are o idee? Completează pentru telespectatorii noștri cu informația lipsă, că știm care e direcția, nu? Știm de la discuția de luni. Nu știm. Vrea să fie candidat. Vrea să la fie... președinție și să se retragă exact. Candidatul Partidului Național Liberal. De fapt, ce vrea să transmită domnul Ciolacu? Hai să... Traducem. Hai să traducem, da. Suntem de acord să-l salvăm pe Nicolae Ciucă, adică să comasăm alegerile locale cu alegerile europarlamentare, astfel încât PNL-ul să nu se facă de rușine la europarlamentare. Și ca Nicolae Ciucă să rămână în continuare președintele Partidului Național Liberal, dar nu facem lucrul ăsta gratis. Pentru asta voi trebuie să renunțați la candidatul vostru la președinție și să mă susțineți pe mine la alegerile prezidențiale. Atâta tot. Asta este negocierea, asta este pokerul pe care îl joacă premierul Marcel Ciolacu. Oamenii înțeleg ceva din treaba asta? Adică de unde până unde? L-am auzit și pe președintele României. Că patru rânduri de alegeri sunt prea mult. Prea mult în raport cu ce? De unde această axiomă pe care a spus-o președintele României? Cum a ajuns el la concluzia că patru rânduri de alegeri sunt prea mult? Căci că populația este obosită. Păi să ia pe sine drept standard, drept model? Dacă mă uit pe ultimele sondaje de opinie, alegătorii doresc alegeri la termen. Așa cum sunt ele stabilite. De unde discuția asta că trebuie să facem reduceri de cheltuieli, domnule? Păi dacă vreți să faceți reduceri de cheltuieli, renunțați la subvenția pe care fiecare dintre cele două partide, la oaltă cu celelalte, o primesc în fiecare an de la bugetul de stat. Nu? Doar într-un singur an neelectoral, PSD ia de la bugetul de stat 20 de milioane de euro, pe care îl cheltuiește total netransparent. Dacă vreți să faceți astfel de reduceri, de economii la buget. Domnule, de fapt, acest calendar de comasare are legătură cu trucuri strict electorale de interese mărunte de partid și de salvarea unor politicieni. Adăugăm că cei de la PNL vor și ei să aibă candidatul la președinție și de aici situația este imposibilă. Fiecare dintre cele două partide vrea același lucru. Deci oamenii ăștia se întâlnesc la masă și așa decid. Ok, pe un anumit tip de aranjament, numit în diverse instituții, partidul nostru, fie PNL, fie PSD, îți garantez că te va susține la președinție în alegeri. Nu, zău. Oamenii ăștia sunt totuși destul de tineri în cele două partide, și în PSD și PNL ca președinți. Chiar nu se uită un pic în istoria susținerii de o parte sau de alta? Chiar nu-și cunosc partidele în așa fel încât să înțeleagă faptul că la un moment dat candidații, mai ales la PSD, la alegerile prezidențiale, n-au fost susținuți de propriul partid, dar rămite de cealaltă parte. Dacă ar da unul dintre ei semnalul astăzi, iată, îl vom susține pe candidatul PSD, credeți că la europarlamentare, la parlamentare, la locale, mai obțin vreun scor cei de la PNL? Sincer. Probabil că știu mai multe și din acest punct de vedere nu vreau să extind subiectul. Dar, repet,
și vă spun cât se poate de clar, contează puțin spre deloc care este beneficiul politic intern în partidele respective. Contează faptul că președintele va fi pus în situația să pună România la masă sau nu. Deci e aberant această discuție. Iertați-mă, Italia. Italia este al patrulea investitor și al doilea la schimburile economice cu România. Sunt peste 44.000 de firme românești în Italia și vreo 35.000 de firme italienești în România. Despre ei au vorbit Meloni, mă rog, eu știu pe Tahani, mă rog, ajung ministrul de externe, vicepremier și, într-adevăr, să spunem eminența cenușie, să nu se supere ambasada Italiei. Sunt oameni foarte atenți în a proporționa în acest moment al treilea stat din UE și cam al cincelea, șaselea din NATO, în ceea ce privește raportarea la mesajul electoral versus decizia politică. E acea problemă și dilemă prin care trec americanii acum, între guvernare și politică. Și au acționat ireproșabil. Meloni este respectată în acest moment fabulos. Va reuși să-l impună pe Mario Draghi în instituțiile europene. Deci, situația, Italia în acest moment este upgradată din foarte multe puncte de vedere. De la investiția chineză în nord până la aranjamente de securitate cu Alianța Nord-Atlantică spre Marea Mediterană. Deci, Italia contează. Italia are comandamentul care, din punct de vedere al NATO, răspunde de Marea Neagră. Doamne Dumnezeule, despre ce vorbim? Despre comasarea alegerilor, ați văzut. Și o amenințare. O amenințare pe care o oferă în seara asta celor de la PNL Marcel Ciolacu, pentru că el spune, dacă mă duc la Klaus Iohannis și îmi depun mandatul, ați văzut, suntem în această coaliție pentru că România avea nevoie, noi altfel n-am fi fost, și dacă merge la Klaus Iohannis ca să-și depună mandatul, atunci PSD va avea un scor cu 5 în față. Haideți să vedem declarația. Dacă este o decizie politică a partenerilor de coaliție să se retragă de la guvernare, în acel moment, domnul președinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-ministru. Eu am intrat în acest proiect după o discuție inclusiv cu președintele României că vom duce această coaliție și această guvernare cel puțin până în anul 2024. Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de 3 ani și jumătate, având un scor electoral de 20%, și mi se pare normal să avem în continuare prim-ministri sau anumite decizii, cred că este o abordare greșită. Dar din discuțiile mele, și sper să nu-l deranjeze pe domnul președinte Nicolae Ciucă, din discuțiile mele cu președintele Nicolae Ciucă, este exclus un astfel de scenariu. Acest blocaj vine pentru că PNL nu are un calendar clar al comandării. Nu s-a venit, nu am spus de PNL. Eu nu am spus de PNL sau... Eu vă răspund că în acest moment, eu ca și prim-ministru, nu ca și copreședinte al coaliției, nu am văzut un calendar coerent pentru toate alegerile din acest an. Când va exista acest calendar, atunci vom sta de vorbă și vom face anumite modificări. Domnule profesor, întotdeauna este o plăcere să-l ascult pe Marcel Ciolacu. E o plăcere pentru că domnul Ciolacu, spre deosebire de alți politicieni, nu se încurcă, vorbește cu aplomb. De-adevăr, există niște fracturi logice în discursurile domniei sale. Folosirea limbii române, ca și la doamna Dăncilă, trădează o anumită creativitate, să-i zicem, cu generozitate. Dar, ca să-l completez pe domnul ministru, este același tip de discuție pe care l-ar fi avut și la Buzău. Sau la Focșani, eu sunt din Focșani. Deci dacă te duci la Focșani, cam ăsta este discursul. Orică te duci la Buzău, la Focșani, la Mizi, la Râmnicu Sărat, la Caracal, să dăm din vechiul regat, că în destul țării mai e complicat. Dar dacă te duci în aceste zone foarte stimabile, care provin și eu, așa te exprima, adică ai fi întrebat, ai început o frază și n-ai mai reușit să o termini. În schimb, ceea ce este absent din acest discurs este chiar tipul de personalitate pe care a numit-o prezidențiabilă. Ce face pe cineva să fie totuși primul magistrat al Republicii? Să privim în Statele Unite. Cu bune și cu rele, cei care se înfruntă astăzi întruchipează viziuni asupra societății și
chiar într-o formă exacerbată, vorbesc în numele unui segment al populației americane. Mă întreb, ce tip de viziune poartă domnul Marcel Ciolacu, în afară de faptul că domnia sa pare să personalizeze, vorbește de supărare, are un limbaj, după părerea mea, nepotrivit pentru cineva care trebuie să fie mai degrabă atent la mecanismele instituționale. Asta este problema. Dumneavoastră evocați, domnule ministru, prim-miniștrii, președinți din țări cu care România este colegă în Uniunea Europeană. Da, suntem colegi în Uniunea Europeană, dar cred că anvergura este diferită. Iar dacă privim în timp la cei care au ocupat scaunul prezidențial, vedem că, începând cu Ion Iliescu și terminând cu Klaus Iohannis, fiecare însemna ceva la un moment dat. Ion Iliescu știm foarte bine ce a însemnat, îmi cunoaște și admirația față de domnia sa cu ghilimele de rigoare. Klaus Iohannis a însemnat o speranță, că după aceea a devenit mai degrabă un fel de om obosit înainte de vreme decât președinte României, este o altă discuție. Dar Klaus Iohannis totuși a trecut prin două alegeri în numele acestei speranțe. Domnul Ciolacu este mai degrabă din categoria Viorica Dăncilă. Este un om stimabil, nu vei folosi niciodată un limbaj ostil sau nepotrivit la adresa domniei sale, dar este cineva care pune în centrul discuției această propoziție. Eu, Marcel Ciolacu, sunt candidat la președinție. Cum se va termina toată povestea asta? Din toate datele, pare că vom avea calendarul obișnuit și că partenerii nu se despart. Domnul Marcel Ciolacu ne spune că Nicolae Ciucă i-a spus în privat că nu e, n-are de gând să plece de la guvernare. Există și vreo altă variantă? Și facem un tur de studiu. Corin Negru. De fapt, ce spune Marcel Ciolacu este că Nicolae Ciucă este în regulă. La PNL mai sunt alții care ar vrea să iasă de la guvernare, dar sunteți condamnați să rămâneți strâns, uniți cu noi, în strânsoarea Partidului Social Democrat. Și remarc o notă așa de aroganță din partea domnului premier, se vede că puterea ția mințile, în momentul în care spune, eram cu 5 în față. Acest cu 5 în față, adică ai putea să dai singur guvernarea, arată cumva că domnul premier trăiește într-o lume diferită. Lumea nu este fericită, domnule, de guvernare. Eu n-am văzut sau n-am cunoscut pe cineva care spună, domnule, duduie economia, guvernează ăștia de rup, este lapte și miere. Am văzut salarii speciali, agenții, da, acolo da, acolo există o mică nomenclatură care se bucură de roadele acestei guvernări, dar marea masă a populației, care ți-ar da acel 50%, este nemulțumită. Eu nu-mi explic nici poziția pe care se află în momentul ăsta, procentele pe care le are PSD-ul în momentul ăsta în sondajele de opinie. Faptul că un partid aflat la guvernare, care guvernează prost, este în continuare pe primul loc în opțiunile alegătorilor, asta mie îmi dă cu virgulă. Și cu toate astea, domnul premier plusează, dacă am fi în opoziție, am avea 50%. Eu cred că vor rămâne împreună, pentru că PNL-ul nu are de gând în momentul ăsta, la nivel de leadership politic, să plece de la guvernare. Ei așteaptă un semn de la Klaus Iohannis, în continuare, să le rezolve problemele cu Partidul Social Democrat. Și cred că acolo, la PNL, fiecare își caută, așa cum spuneam, soluții individuale după alegeri în guvernarea PSD. Mai e o întrebare. Va interveni Klaus Iohannis? Sunt tot felul de informații, de speculații, că vor fi invitați unii, că vor fi invitați ceilalți. Ați văzut că și Marcel Ciolacu în seara asta ne spune. Eu am intrat la coaliție după ce am avut o discuție chiar și cu președintele României. Dacă ne supărăm, de aici putem înțelege că ar vrea să aibă o discuție cu Klaus Iohannis și acum, nu? În situația asta. Probabil că da, și eu cred, cum consideră și domnul Negruțiu, faptul că se vor călca în picioare în campanii, în toate modalitățile posibile, după care se vor reuni ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Din punctul de vedere în sal candidaturii la președinție, aici cred că fiecare va avea candidatul lui. Nu poți să te duci președinte de partid, domnul Prelicianu, să spui luăm unul din afară. Fim serioși. Partidul, dacă la un moment dat își percepe candidatul nu pentru interesele fundamentale de securitate, de politică externă ale țării, ci ca locomotivă, ca atracțiune,
nu poate permite cuiva din afară să vină să îl înlocuiască pe președintele de partid. După care, funcție de rezultatul acestuia, îl elimină sau nu din conducerea partidului și jocul este încheiat. Istoria este că se poate declara din această perspectivă. Dar probabil că speră o variantă de turul 2 de tip anul 2000. Într-un fel sau altul, un candidat la președinție fără o susținere la nivel teritorial, iar pe de altă parte cu anumite dubii în ceea ce privește mesajul, să fie contracarat de un candidat la președinție din partea unui partid tradițional cu structuri teritoriale bine închegate. Independenții n-au nicio șansă. Discutăm de pomană doar așa ca să facem știre. Independenții n-au absolut nicio șansă în România. Domnule profesor, și vă gândiți aici la Mircea Joan. Da, cine s-o declara independent? Cine s-o declara independent, da, și cine o declara oficial că vrea să candideze? Domnul Joană, conform funcției pe care o are în acest moment, nu poate face nici precampanie. Conform funcției pe care o are la NATO. Probabil că momentul în care își va termina mandatul, atunci se va pronunța. Urmărindu-l, vă spune că vrea să candideze? Tot ce spune, vă dă semnul ăsta că își Pare-se dorește? Dă un anume tip de semnal, dar repet, strict tehnic instituțional, nu mă pot pronunța legătură cu domnia sa până când nu-și termină mandatul. Domnule profesor. Sigur, noi asistăm la triumful mediocrității. Mediocritatea, am mai spus-o, mă voi repeta, este agreabilă, amuzantă, distractivă, cu ghilimele de rigoare, dar în condițiile în care economia este condusă anapoda, iar România are de făcut niște alegeri cruciale, mediocritatea se dezvăluie drept ceea ce este. O alegere falimentară. Iar, într-adevăr, cred și eu ca domnul ministru că unii din politicienii noștri cred că, mediocri fiind, vor fi plebiscitați pentru că vor avea în față un contracandidat cu ghilimele de rigoare extremist. Este un pariu foarte riscant pentru că este o cutie a Pandorei. Nu se știe ce se poate întâmpla, iar a oferi platforma unui tur 2, unui personaj precum Dan Puric sau unei doamne senator de tipul Diana Șoșoacă, reprezintă un precedent. Mesajul lor, chiar dacă nu îi va aduce la Cotroceni, va pătrunde și va căpăta respectabilitate. Repet, acel ciolacul nu este nici mai bun, nici mai rău decât predecesorii săi. Să ne gândim că predecesorii săi în frunta PSD recenți sunt Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. Asta spune foarte mult despre mediul în care acest domn și-a construit cariera. Atât poate Partidul Social Democrat în acest moment, cât despre Partidul Național Liberal, el, acest partid, este într-o situație deloc de invidiat, pentru că diluarea ideologică și leadership-ul slab l-au adus în situația în care aproape că nu mai are opțiuni. Putea să fie un partid popular, conservator, autentic, care să smulgă din rândul radicalilor și extremiștilor teme precum patriotismul, ordinea, familia, credința, dar toate aceste teme, dacă vă uitați, fac parte din sloganul AUR astăzi. Deci AUR a intrat pe teritoriul lor și a lipsit de conținut o strategie care ar fi fost naturală în cadrul unui partid popular conservator. Și închei spunând că noi vorbim de moarte ideologiilor. Ideologiile nu sunt moarte. Radicalismul de astăzi este o ideologie și cei care își închipuie că vor lupta cu radicalismul doar prin mediocritate se înșală, pentru că, așa cum spunea domnul Negruțiu, nu știi ce poate ieși din această încântare față de guvernarea PSD. Nu știi. Și, atenție, PSD-ul mizează pe o participare scăzută care le-ar maximiza rezultatele. E un joc riscant, pentru că la președinție PSD nu a stat foarte bine și singurul lucru pe care Mircea Joana l-a spus corect în analiza de la dumneavoastră este că Partidul Social Democrat nu are prin sine capacitatea de a-și propulsa un candidat. Dincolo de asta, ca și domnul ministru, cred că analiza este corectă,
dar soluția nu este Mircea Geoană, pentru că Mircea Geoană nu are nici relația cu PSD, nici relația cu PNL, iar candidatura independentă într-o țară ca România, cu un peisaj politic clientelar și baronizat, este foarte, foarte dificilă. A trebuit să fie cineva de tipul Kennedy, nu Kennedy actualul, ci carismaticul Kennedy, care în mintea unor era un fel de cavaler așa al salvării globale, dar Mircea Geoană nu este din dinastia Kennedy, iar un independent confruntat cu aceste mediocrități consolidate nu are nicio șansă. Informație nouă, avem o informație nouă, vine de la ABC News, care ar putea să completeze știrea cu care am început această seară, și anume că în Congresul American au fost furnizate membrilor comitetului de informații date referitoare la o amenințare la adresa Securității Naționale, adresa Securității Naționale a Statelor Unite. Ei bine, ABC News spune că avertismentul republican privind o amenințare la Securitatea Națională se referă la faptul că Rusia dorește să ducă o armă nucleară în spațiu. Asta este amenințarea. Despre asta se va discuta mâine într-o ședință lui Jake Sullivan, consilierul de la Casa Albă pe probleme de securitate națională, cu șefii tuturor grupurilor parlamentare din Congres. Ni se alătură Corneliu Biola, este profesor de studii diplomatice la Universitatea din Oxford. Bună seara, domnule profesor! Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Primul comentariu este al dumneavoastră. Le reamintesc telespectatorilor, venea acum o oră, o oră și ceva știrea conform căreia membrii Comitetului de Informații, membrii ai Congresului American, fuseseră informați în legătură cu amenințare la adresa Securității Naționale. A fost programată întâlnirea despre care vorbeam mâine și au început să vină informații pe surse. Ni se spunea din mai multe surse că amenințarea are legătură cu Rusia. Foarte interesant a fost că trei surse de securitate ale reporterului Politico vorbeau despre o situație care deranjează, tulburătoare, îngrijorătoare. Un altul, o altă sursă, vorbea despre o situație care nu e iminentă, nu e o criză iminentă. Și a treia sursă spunea că e o situație deranjantă, dar nu e o criză iminentă. Acum aflăm că e vorba despre intenția Rusiei de a duce arma atomică în spațiu. Vă rog. Cred într-adevăr că are o anumită logică ceea ce se întâmplă. Vorbim în momentul de față de faptul că o nouă amenințare nucleară. Rusia a folosit intimidările nucleare de ceva timp, de când a început acest război, și o folosește în continuare și să ne așteptăm că o le va folosi în continuare. Șeful directorului CIA, articolul de luna trecută, chiar a avertizat despre acest lucru. Să ne așteptăm în continuare ca acest lucru să se intensifice. Dar care este contextul? Și aici trebuie să înțelegem foarte bine cum acționează Rusia. Pentru că una din problemele pe care o vedem și în România, dar și în Europa, este că liderii politici nu își înțeleg adversarul. Nu înțeleg cine este inamicul lor și cam care este profilul acestui inamic. Și aceasta este o problemă foarte serioasă. Rusia acționează întotdeauna prin aceste manevre, aceste acțiuni de influență, să le spunem. A început cu acel interviu acordat lui Tucker Carlson, în care a prezentat o anumită narrativă. Și contextul în care vorbim este legat, evident, de cele 95 de miliarde care trebuie votate și în Camera Reprezentanților, și apare dintr-o dată o nouă scurgere legată de o intimidare nucleară. Genul acesta de acțiuni pe care le face Rusia nu sunt noi. Deci modul în care acționează, din punct de vedere hibrid, strategia de acțiuni active, de măsuri active pe care Rusia a aplicat-o de mult timp împotriva țărilor vestice și Statelor Unite, este funcționează destul de bine și funcționează foarte, foarte, sunt destul de influente. Deci aici trebuie să înțelegem care este scopul. Scopul Rusiei în momentul de față, cel puțin tactic, este să prevină acest ajutor. Dar al doilea scop și mai important este că iau o anumită viziune, și aceasta e o a doua lacună pentru o parte de liderii europeni și mai ales pentru liderii români. O viziune despre ce înseamnă acest război. Pentru Rusia este un război de schimbare de ordine. Nu este un război punctual, pe sunt niște teritorii legate de acel pot dintre Crimea. Este o schimbare de ordine. Rusia nu se va mai întoarce în ianuarie 2022. N-are sens să se întoarcă în 2022.
Ei vor să schimbe și schimbarea aceasta, această strategie are două elemente. Să-i scoată pe americani din Europa. Este o strategie pe care funcționează din perioada războiului rece și care a fost reactivată de către Kremlin după 90. Și a doua este ca Europa să devină un fel de zonă de influență pentru, pentru Rusia. Pentru este europeni, acesta este foarte grav. Europenii vor, este europenii vor fi victime. Să aducem aminte că în discursul lui Tucker Carlson s-au proliferat anumite narrativi iredentiste. Modul în care te asiguri vasalitatea unora din aceste state din Est este prin oferire de teritorii. Deci vorbim de o situație foarte gravă pentru securitatea europeană. Nu este un război numai pentru podul teritorial. Trebuie înțeles acest lucru. Este un război de schimbare de ordine. Și ceea ce face Rusia în momentul de față se leagă, logic, din punctul meu de vedere, pas cu pas către acest lucru de a intimida, de a vasaliza o parte din Est european în condițiile în care, să sperăm că nu va fi cazul, sprijinul european, sprijinul american se va dilua și în condițiile în care solidaritatea europeană față de Ucraina se va dilua și ea, sperăm că nu este cazul. Trebuie, din punctul de vedere, într-adevăr, sunt elemente care pot fi puse la un loc, dar asta înseamnă să înțelegi foarte bine cu cine ai de-a face, cine este inamicul tău și cum să reacționezi și să înveți exact aceste măsuri, pe care, aceste acțiuni pe care le practică de mult timp, cu destul de multă acerbitate, aș spune. Foarte interesante cuvintele folosite, domnule ministru. Deci e vorba despre intenție, e vorba despre dorința Rusiei de a trimite o armă nucleară în spațiu. Nu este vorba despre o vreo manevră, acțiune care ar arăta că operațiunea a și început. Da, probabil că Sullivan diplomatic va acomoda mai multe teme. Deci urmează conferința de securitate de la München, unde se vor transmite mesaje și Moscova știe foarte bine acest lucru. Primul mesaj antioccidental al președintelui Vladimir Putin acolo a fost transmis în 2007. Până în 2007, între 2000 și 2007, poziționarea lui era interesantă din punct de vedere al ofertei către Alianța Nord-Atlantică. În al doilea rând, este într-adevăr tranziția dinspre Senat spre Camera Reprezentanților a Ajutorului. Europenii au aprobat deja, au eliminat opunerea Ungariei. Turcia în acest moment și-a liniștit retorica. Deci se simțea nevoia adăugării unui element de amenințare suplimentară care să fie cuprins în dialogul politico-electoral din America, politic din Europa, și atunci a revenit la această temă, la această temă nucleară. A revenit pentru că e ceva ce regăsiți? Sau da. Ideea de amenințare nucleară în general? Deci, în acest moment, negocierile, așa cât erau ele de incomplete, privind neproliferarea, interzicerea exercițiilor nucleare, etc., uite, ne-a desfințat grupul nostru de eminență de la ONU privind controlul exercițiilor nucleare, făceam ture în diverse state și la puterile nucleare. Deci toată această liniște arată un aspect, și anume comunicarea informală. Nu avem un tratat, dar comunicăm între noi, tocmai ca amenințarea reciprocă să nu facă obiectul unei temeri publice, a încetat. Motiv pentru care un astfel de anunț, la un moment dat, generează o preocupare, pentru că nu avem pârghii de tratat, nu avem pârghii instituționale. Nu mai stăm la negocieri la masă, chiar dacă n-am reușit să rezolvăm ceva punctual. Ei bine, jocul pe această temă, o țară care dă bani pentru arma nucleară nu face acest lucru pentru că nu o va folosi niciodată. E o paradigmă cât se poate de simplă. Deci nemai existând niciun dialog în ceea ce privește neproliferarea, în ceea ce privește controlul rachetelor balistice, în ceea ce privește folosirea armei nucleare chiar și prezumtiv, Ce putem afla astăzi la nivel mondial? Faptul că sunt niște semnale că au armat în silozuri arme nucleare. Atât putem afla. Nu mai există nicio obligație în a comunica. Nu fac exerciții nucleare, ce s-a întâmplat în anumite zone, n-a reprezentat un test nuclear, etc. Și atunci, impredictibilitatea din acest punct de vedere, având Coreea de Nord în joc, este una foarte mare. Și pe acest fundal se lansează astfel de semnale, pentru că, repet, nu există
acele nivele chiar informale de control. Nu știm dacă ce spune. E doar pentru consum public, ca să speriem ceva, sau chiar este o treabă serioasă. Încă o dată pentru telespectatorii noștri, ABC News spune că avertismentul republican în legătură cu o amenințare la adresa Securității Naționale a Statelor Unite se referă la faptul că Rusia vrea să trimită arma nucleară în spațiu, un subiect despre care discutăm după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!